viață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață în prea frumoasa zi de 8 iulie 2021, la un an după anul Dăncilă și în anul reformării societății românești prin educație. Cel puțin așa ni se spune. Ieri, trebuie să recunosc că în emisiunea ținută cu domnul Mihai Obreja, mă gândeam dacă pot propune ca astăzi, împreună cu domnul dr. Liviu Arbu, să discutăm despre proiectul acesta numit România Educată. Domnia sa mi-a spus că da și eu am zis atunci, partea cu România Educată o să o discute domnul dr. Harbuz și eu o să discut partea cu România Needucată. Bună dimineața, domnul doctor! Bună dimineața! Întotdeauna, pe principiu, bad cap, good cap, adică polițistul bun și polițistul rău, funcționăm, eu întotdeauna sunt la rău. Nu, dar dumneavoastră la bunul, că am zis că vorbiți despre România Educată, eu vorbesc despre cea needucată. Deci când vorbim despre România Educată, nu putem decât pe orativ. Aoleu, atunci haideți să încercăm să aducem lucrurile la un numitor comun. Deci astăzi este joi, ca să încep după modelul clasic, este Liviu Harbuz împreună cu noi, deci joi cu noi, deci facem și rimă, și tot joi a apărut și Mesagerul de Neamț, un număr în care ne-am europenizat, ne-am integrat în Uniunea Europeană profund, întrucât avem în exclusivitate un interviu cu doamna Adina Vălean, comisar european pe transporturi, care ne spune, în modelul tipic al politicianului român, sunt optimistă în privința autostrăzii Moldova. Și noi suntem optimiști de felul nostru. Nu știu autostrada cum, e, cum se simte. Suntem optimiști cronici. Mai avem un editorial care sigur îi va place domnului dr. Harbuz. Se cheamă Ursus Arctos, noul infractor național. Ideea este că acum se discută foarte mult despre urși care atacă, vin în comunitățile locuite încă de oameni și Ministerul Mediului propune, de exemplu, acum recoltarea, așa se cheamă, domnul doctor, recoltarea sau cum se cheamă? La recoltarea se referă la vânat. Așa, recoltarea... Care se vânează un animal, acum se numește recoltare din fauna silvatică. Am înțeles. Tot așa se cheamă și când vine DNA-ul la politicieni, oare? Tot recoltare se cheamă? Nu, acolo se cheamă selecție. Se cheamă selecție nenaturală. Nenaturală. Deci, nenaturală. Iar domnul ministru al mediului propune deci recoltarea 140 de urși și se opune Academia Română în momentul acesta. Eu zic că merită citit editorialul, e interesant. Dacă mă lăsați să fac o mică paranteză. Vă rog. Deci, Institutul de Cercetări Silvice, o groază de comisie, au primit banii europeni, 200.000 de euro, doar un proiect pe care îl știu eu. Nu aveau decât să facă un recensământ al populației de urși din România, să fac o analiză de risc și, desigur, un management a riscului și comunicare, pentru că sunt cele trei elemente esențiale în management. Ce e atât de greu să tranquilizezi acești urși, să le bagi un microchip, un GPS, după care ei să fie monitorizați și să se intervină punctual. Eu cred că intervențiile astea cu jandarmii, ca la incendiu, vor fi foarte greoaie și nu vor ști exact ce pușcă, ce urs împușcă, de ce îl împușcă, deci ca la noi la nimeni. Nu știm nici după aceste cercetări câți urși avem în România, care este populația de urși. Avem ceva între 6.000, 8.000, 2.000 de urși, diferența aia ar putea popula întreaga Europa. Adică dumneavoastră spuneți așa,
că dacă ar avea microchip și s-ar apropia de o comunitate, el ar putea fi imediat... Absolut, adică îți dă imediat alarmă și atunci se intervine. Dar nu așa să stea jandarmii, să umble prin pădure, să consume logistica, costurile pe logistică sunt foarte mari, ca să prindă un urs care poate fi periculos sau nu poate fi periculos, are pui, nu are pui. Deci eu vă spun că în lume tehnologia a ajuns la un nivel, adică deasupra noastră sunt mii de sateliți, iar noi nu suntem în stare să monitorizăm populația de urși. Da, asta e. În loc să facem prevenție, monitorizare și, desigur, terapie după, noi începem cu terapia, adică împușcăm urși. Da. Reprezintă un pericol real. Deci chiar e un pericol real. Înainte de a ajunge la România Educată, vreau să vă prezint deci și... Deci asta e tot din România Educată. Păi nu, de asta ziceam. Înainte de a ajunge la România Educată, vreau să vă prezint și rubrica aceea, nu dumneavoastră neapărat, telespectatorilor, Mesagerul de Neamț de la o săptămână la alta, care are două exemple la temă, ca să zic așa. Din lumea mirifică a politicii și administrației pietrene, Salubritas vrea banii lui Dulamă, 4.273 de lei primiți ca foloase necuvenite, spune Salubritasul și ANAF-ul. Ideea era că domnul Dulamă avea atribuții de șef de echipă și șef de echipă la Salubritas. Echipa lui, dacă îmi dau eu seama de aici din ce spun oamenii acesta, era echipa de întreținere toalete publice și ecologice la nivelul municipiului Piatra Neamț și probabil s-a considerat că serviciul făcut de această echipă și coordonarea șefului, precum și competențele în acest domeniu, nu erau, ca să spun așa, la nivelul salariului, bonusului primit și acum se cer banii înapoi. Ceea ce, până la urmă, este un punct bun și pentru Salubritas și pentru ANAF. Un alt subiect aici, acum o săptămână, Mesagerul scria despre niște ANL-uri date pe ochi frumoși la Târgu Neamț. După ce a apărut materialul, unul dintre cei vizați a început să amenințe și să se laude că nimeni din presă nu va avea curajul să scrie despre domnia sa. Domnia sa fiind acum proaspăt promovat la un partid politic mare și aflat în alegeri interne și că el va avea puterea să oprească orice articol. Așa că noi de aici, cei de la Mesagerul, îi spunem așa, străiți, domn patron, vă așteptăm cu banii de salarii și cu banii de impozite și, bineînțeles, și cu bonusuri pentru noi. Așa, mai avem un omul săptămânii, dar nu ne apucăm să discutăm despre el, întrucât nu vreau să discutați dumneavoastră subiectul acesta. Și mergem spre România Educată, România Needucată. Zilele acestea, domnul președinte Iohannis a avut o dezbatere publică largă cu multe ONG-uri, cu mulți oameni din învățământ, cu Academia, cu alții, timp de 3 zile dezbaterea asta, pe proiectul România Educată, lansat acum vreo 6 ani, 5 ani. A, și înainte de asta, dacă vă aduceți aminte, a fost Pactul Național de Educație a domnului Băsescu, așa, conform convenției de la Lisabona, care la fel a fost în dezbatere, a schimbat miniștri, a schimbat inspectori, a schimbat și a rămas totul neschimbat. Da, dar de pe urma domnului Băsescu, totuși noi vedem că avem niște beneficii în educație. Le vedem acum. Vă referiți la bullying sau la... La bullying. Am înțeles. Dar la ce puteam să mă refer când vorbesc pe domnul Băsescu? Și mai ales ca să nu mă acuzați iar că vorbim romângleză, să înțeleagă toți oamenii că bullying-ul de fapt înseamnă agresivitate în școli. Tot ceea ce am văzut în ultimul timp, reportaje care pur și simplu ne șochează cu ceea ce se întâmplă în școli, în relația între elevi, dar și în relația între elevi și profesori, profesor-elevi,
Adică avem niște fenomene de-a dreptul antisocial. Bun, haideți să ajungem la această platformă propusă de președintele României, România Educată. Sunt convins că ați citit, ați auzit despre ea. Noi am mai și discutat într-o emisiune. Bine, am fost mai atent la meciuri decât la România Educată. Îmi cer scuze, n-am urmărit în detaliu, dar sper să fac față, pentru că mare lucru nu s-a schimbat. Păi asta vreau să zic. Eu am citit cu atenție și ce să vă spun? În afară de câteva lucruri care, mă rog, nu cred că necesitau 6 ani de zile ca să stea să coacă, adică să ne îndreptăm și noi spre zona aceea numită PISA, da? Da. În afară de faptul că se iau bani de la PNRR, care erau prinși în PNRR ca să dotăm niște școli, vreo 20.000 de săli de clasă jos pălăria, să luăm autobuze verzi, nu mai le luăm pe astea, mai luăm altele verzi. 1800 de autobuze verzi, deja am salvat educația în România. Așa. În afară de asta, mie mi se pare mai mult un fel de machiere a sistemului. N-am zis machiere. Deci, nu, dacă ne uităm atenți, apropo de ce a spus dumneavoastră, în afară de cele 20.000 de locuri de recreere și lectură, dacă nu greșesc, 75.000 de clase, plus instruirea, formarea profesională pe competențe digitale a profesorilor, care și ea e foarte importantă. E importantă, da. Dar ce mă enervează pe mine și mereu vorbim despre asta, se tot vorbește despre consiliere școlară, despre consiliere vocațională, consiliere profesională, lucruri care nu se întâmplă, pentru că noi nu avem efectiv personalul pregătit, specializat pentru acest tip de consiliere. Ca să nu mai vorbim despre consilierea psihologică, să nu mai vorbim despre ce înseamnă asistența medicală în școli. Adică, cred că un astfel de sistem ar trebui să fie unul integrat, iar eu pledez în continuare pentru campusurile școlare, avem nevoie de campusuri școlare, pentru că acolo avem eficiența monitorizării stricte a elevilor, integrărilor psihosociale, avem garanția unei posibilitatea să asigurăm partea de asistență medicală, avem posibilitatea să facem ceea ce greșit se numește educație sexuală, să vorbim despre educația sanitară, care este obligatoriu, orice proces de educație începe cu spălatul pe mâini până la urmă. Cu ce mai vine nou acest sistem? Este vorba despre educația timpurie de la 0 la 3 ani, care a lipsit în România cu desăvârșire. Educația timpurie pentru care au făcut presiuni foarte mari, foarte multe ONG-uri, desigur luând modele din alte țări, dar România efectiv are nevoie de o educație timpurie. Explicați-mi și mie că eu nu mă pricep la chestia asta. Deci, educația timpurie începe de la, practic, de la 0 ani. Să spunem că educația timpurie începe din burta mamei. Știți că sunt foarte multe mame gravide care citesc mama copilului meu, îi citea povești când era în burtă. Și foarte multe mame fac acest lucru. După care, din momentul în care se naște de la 0 la 3 ani, copilul are, toți știm, o capacitate fiziologică, o capacitate de absorpție a informațiilor foarte mare, atunci se formează el fizic, fiziologic, psihologic. Motiv pentru care această educație antepreșcolară, s-ar putea numi ea, de la 0 la 3 ani, este foarte importantă, este definitorie. Și mai avem educația preșcolară de la 3 la 6 ani. Educația preșcolară, care la fel este foarte importantă. Pentru că în absența acestor tipuri de educații, desigur, făcute la un nivel profesional ridicat și eficient, ajungem cu copiii la clasa pregătitoare, ajungem în învățământul școlar, în ciclul 1, în clasele 1-4. Copiii nefiind integrat social, nefiind pregătiți pentru acest sistem. Eu sunt, repet, pentru ceea ce înseamnă educația timpurie,
și stația mă ia, mă omoară o urechelniță pentru că sunt în mijlocul naturii și în afară de urechelnițe roșii mai am câteva negre pe aici. Asta cu urechelnițe roșii mi-a plăcut. Da, ce să fac, n-am găsit altă culoare. Așa. Trebuie să vorbim despre educație timpurie și foarte apăsat. Desigur, educația timpurie implică și o infrastructură foarte puternică. Pentru că aici vorbim de creșe. Mereu fiecare ministru care vine, mai ales la fonduri europene, vine și ne spune că o să construiască 1 milion de creșe, dar iată, creșele nu mai apar. Și mai avem această problemă în care nu reușim să conexăm spațiile de învățământ cu numărul de cadre didactice, indiferent că sunt în învățământul preșcolar, școlar, universitar, liceal. Avem nevoie de cadre didactice pregătite, chiar și atunci când vorbim despre competențele digitale. Ceea ce, din ce am citit eu, este prevăzut în PNRR, în Programul Național de Redresare și Reziliență și Redresare. Știți ce nu am văzut eu în PNRR, chiar dacă la capitolul ținte lucrul acesta apare? N-am văzut, să spun eu, căi, soluții pentru niște lucruri care țin în acest moment nu de învățământ în primul rând, ci de calitatea vieții sociale. De exemplu, știm... Calitatea vieții sociale se regăsește în investițiile. Apă, canal, drum, pentru că aceste lucruri sunt foarte importante. Da. De exemplu, noi avem analfabetism funcțional la un nivel pe care nimeni nu îndrăznește să-l numească. Pentru că analfabetism funcțional nu înseamnă numai legat de a înțelege ce citești sau a ști să le folosești. Asta este una din tarele învățământului românesc. Exact. Analfabetismul funcțional, abandonul școlar. Abandonul școlar. Lipsa de incluziune școlară, pentru că vorbim de sistemul inclusiv, dar încă în România se întâmplă și se întâmplă peste tot, copiii cu autism nu sunt primiți de către grupul școlar, de către școală, de către clasă, de către părinții celorlalți copii. Și să nu uităm, de-aia e bine să facem educație timpurie. Lucrurile astea ar trebui copiii să le învețe până la 6 ani. Toleranța, copiii cu probleme, cu dizabilități, ce înseamnă un copil cu dizabilități. Adică ei ar trebui să fie integrați în acest sistem, în această comunitate, încă de mici. Pentru că în lipsa educației avem astăzi părinți care nu acceptă copiilor să meargă în aceeași clasă cu un copil cu dizabilități și mai ales copiii cu autism. Acum să știți că, de exemplu, la Piatra Neamț există foarte multe clase și știu lucrul acesta, în care sunt copii de genul acesta care frecventează școala. Da, dar s-au creat clase speciale și școală specială pentru astfel de copii. Nu, nu, nu. Sunt integrați și în clase. Problema care se pune este alta. Ei vin, oarecum, cum să vă spun eu, la o vârstă la care ei, nefiind integrați până la vârsta aceea în grup... Da, asta vorbim de educație timpurie. Știți? Exact, nefiind integrați... Nu reușesc atunci să comunice și ceilalți, nici ei nu reușesc să comunice, stau acolo împreună și de cele mai multe ori rezultatul nu este unul benefic pentru colectiv în sine ca învățare, ca proces de învățare. Asta, integrarea este obligatorie. Integrarea socială, integrarea școlară sunt elemente obligatorii. Și așa vom reuși, practic, să eliminăm și abandonul școlar și lipsa de incluziune școlară în, sub diversele ei forme. Bun. Ni se spune așa, în țintele proiectului România Educată, căci că reducerea cu minim 50% a prezenței ratei de analfabetism funcțional, astfel încât la orizontul 2030 să ajungă la cel mult 20%.
Păi dacă reducem cu 50 ca să ajungem la 20%, eu nu prea am făcut matematică mult în ultima perioadă, dar mă înspăimânt dacă fac un calcul care este rata de... Poate am 40% astăzi. 40% recunoscut. Recunoscut. Da. Ceea ce înseamnă clar un 50% în realitate. Bun, dar asta regăsim în viața, în cotidian, zi de zi. Îi identificăm pe acești copii care, din păcate, suferă de analfabetism funcțional. Eu n-am văzut acolo, în proiect, măsuri care să ducă spre această reducere. Eu am văzut în proiect măsuri care să ducă la îmbunătățirea unor statistici. Bun, s-a venit cu rezultatul, adică din punct de vedere statistic va scădea folosind anumite tehnici. Aici vorbim de resursă umană, aici vorbim de curriculă, aici vorbim de proceduri de predare a curriculei. Adică sunt detalii despre care nu vorbim niciodată, dar cum detaliile fac lucrurile mari, asta e consecința. Păi mie îmi spune așa, că până în 2025 va fi realizat un curriculum național pentru toate nivelurile de educație timpurie. Deci până în 2025, după 5 ani de la lansarea proiectului. Aș putea să vă spun, noi n-am vorbit pentru că nu era, să spunem, intrată în legalitate și într-o formulă ca aceasta de strategie. Educația timpurie se face în România. Eu vă dau exemplu de foarte multe creșe care se face și sisteme de educație care se face educația timpurie, ea fiind coordonată și implementată de către ONG-uri, care ONG-uri au fost la rândul lor finanțate de foarte multe multinaționale, care au finanțat nu neapărat multinaționale din alte țări, de exemplu cei de la Dedeman au finanțat tot felul de proiecte educaționale, printre care și educația timpurie. Da, deci ar veni, cum să spunem așa, mediul privat a anticipat lucrul acesta din niște nevoi. Absolut. Deci, de fapt, sistemul educațional este nevoie pentru sistemul, pentru mediul privat, pentru antreprenoriat, pentru economia României. De-aia mereu învățământul trebuie să țină pasul cu dezvoltarea socială, economică și politică, până la urmă, a unei țări. Deci mă uitam acum care va fi structura instituțională pe care va funcționa, dacă va fi votat acest proiect asumat politic, și spune așa, minister, nu mai avem inspectorat, dar îi schimbăm denumirea, se cheamă altfel, nu mai avem casa corpului didactic, îi schimbăm denumirea, se cheamă altfel, și ele vor fi tot în subordinea Ministerului Învățământului. Adică, după cum știți, în... lipsește comunitatea locală, mă scuzați că am vorbit peste dumneavoastră, lipsește comunitatea locală, sau cel puțin așa mi se pare mie. Să merge mai mult sau se dorește, pentru că deocamdată noi vorbim despre o proiecție pe hârtie. Până va fi implementată în realitate, cred că mai avem mult timp. Se vorbește foarte mult despre autonomie, iar când vorbim despre autonomie, vorbim de autonomia instituțiilor de învățământ. Asta înseamnă, într-adevăr, comunitatea locală. Pentru că nimeni niciodată nu cunoaște nevoile mai bine decât o comunitate locală. În același timp putem depăși comunitatea locală și putem vorbi despre, de exemplu, avem sistemul de, nu știu, licee profesionale, învățământul dual. Normal că sistemul educațional trebuie să se adapteze la cerințele antreprenoriatului local, iar învățământul dual să se desfășoare, desigur, în colaborare cu aceste companii. Pentru că ei sunt beneficiari. Dar haideți să prezentăm puțin, cred că e foarte important. Avem acele trei tipuri de licee, să le spunem, și care certifică nivelul de învățământ, adică certificarea profesională, care înainte erau liceile tehnologice, dacă nu greșesc, certificarea vocațională, care este foarte importantă, este
un sistem educațional practicat, de exemplu, în Germania merge foarte mult pe un sistem chiar de la învățământul preșcolar pe ceea ce înseamnă educație vocațională și certificarea competenței specifice, care ar fi al treilea mod, să spunem, de certificare. De fapt, avem aici ce? De pe vremea noastră. Liceul teoretic. Liceele teoretice. Avem liceele industriale sau tehnologice. Da, exact. Sau ele numite, și cele vocaționale, cum ar fi liceul de muzică, arte plastice și sportive, etc. Sportive, da. Deci, nu-i... Ne întoarcem la ce era. Nu ne întoarcem, nu facem decât să rebranduim, pentru că așa de bine și pentru că trebuie să folosim romgleza și trebuie să ne încadrăm în niște termeni europeni la care ne raportăm, iar acești termeni europeni trebuie să spunem, să uniformizeze sistemul educațional european. Acum iau să vă spun ceva. Nu sunt mare fan al sistemelor educaționale europene chiar din toate țările. Pentru că s-a demonstrat, am avut sistemele care au performat și au fost la modă, sistemul finlandez, țările nordice, țările baltice. Cred că fiecare țară trebuie să aibă un sistem educațional adaptat pe realități, mentalități și abordări specifice țării respective. Desigur, aici se creează nuanțele, dar noi de obicei dezvoltăm nuanțele și lăsăm baza. Da, eu, toată lumea laudă sistemul finlandez. Mie îmi place ce se întâmplă acolo, dar dacă mă uit și fac o legătură cu un caz celebru, cazul Smicală, cu copiii luați... Pe asta vorbeam. Știți, adică... Deci asta este o problemă. Ce facem la noi? Eu mi-aduc aminte de reforma celebră a lui Spiru Haret, pe care sau care ar trebui să fie studiată de toți cei care se ocupă de România educată. Pentru că acea reformă, dacă cineva o citește cu atenție, observă... Este valabilă și asta. Este valabilă. Deci despre ce era vorba? Analfabetism. Atunci era analfabetism. E funcțional, știți? Efectele sunt totale. Alea sunt. Despre ce? Pregătirea cadrelor didactice la realitățile de atunci. Imediate. Da, imediate. Și de perspectivă. Despre ce vorbea? Crearea de noi școli, construirea de noi școli. Cum se putea la vremea aceea? Și toate lucrurile astea le regăsim acum în acest proiect, România Educată. Am stagnat sau am evoluat de la Spiru Haret, conceptual vorbind? Ne-am integrat. Dar ne-am integrat, am înțeles. Am înțeles. Bun, acum, ajungem la celălalt palier. Noi vorbim despre școală la nivelul ideal, cel puțin astăzi am vorbit la nivelul ăsta. Vrem să ajungem, vrem să facem, asta ne propunem. Dar crunta realitate este... alta. În jurul școlilor de la oraș, nu discut acum de actul educațional în sine, că aici e diferență între Hoga și nu știu ce liceu, între școala cu tare, școala cu tare. Dar eu întrebat oare ce face diferența? Ce face diferența? De ce e rare și mai bun? De selecția. Ce e bun ca și mai bun? Selecția. Selecția naturală, în ghilimele, atât la profesori cât și la elevi. Pentru că aceste licee performează și prin corpul profesoral. Da, e adevărat, performează prin corpul profesoral, dar acolo, la clasa a 5-a, se intră în urma unui examen și, în general, copiii care vin din clasa a 5-a merg și mai departe. În mare majoritate, 80-70% rămân și în clasa a 9-a, în liceu. Și ei se formează într-un sistem, ei învață să învețe într-un anumit sistem, care este diferit de cele mai multe ori de celelalte locuri. Cred că e vorba și de exigență, cred că e vorba și de implicarea unor cadre didactice. Și a părinților.
Nu mai vorbim, părinții, pentru că, din păcate, mie nu-mi plac discriminările, dar mare parte din copiii care ajung acolo provin din familii care au un anumit nivel de educație și un anumit nivel financiar. Nivel financiar care le permite, în momente delicate, să intervină cu meditații, dacă este exact, cazul. Exact. Adică, despre ce vorbim aici? Bun, și revin. În școlile din oraș, avem în jurul școlilor și în școală multe lucruri care nu sunt normale și care țin nu de România needucată, ci de România infracțională. Asta se întâmplă în toată țara, nu numai în județul Neamț. Nu, dar eu vorbesc despre școli. Acum, în jurul școlilor există adevărate rețele. Și eu nu mă ascund după vorbe. Rețele care atrag copiii în anumite activități, inclusiv droguri. Există copii ieșiți din sistemul școlar sau în sistemul școlar care îi jecmănesc de bani pe ceilalți sau de bunuri. Există, da, de protecție. Da, există probleme la nivelul unor cadre didactice și am dat și avem exemple în Neamț în ultimele luni, doi profesori. Da, acolo sunt excepții, adică mie și scârbă să vorbesc despre așa ceva. Problema este care sunt măsurile care se iau în urma unor astfel de fapt. Păi măsurile, vă spun, ieri l-am întrebat pe domnul general ce se întâmplă cu profesorul acela care era la o școală din Piatra Neamț și trimitea poze, mă rog, ce mesaje obscene trimitea. Nu știm dacă a depășit linia asta, că nimeni nu va spune. Și am înțeles că profesorul respectiv a câștigat în contencios administrativ procesul și va trebui reîncadrat. S-a făcut un apel. Bun, pentru că îl judecă doar pe legislația muncii. Ați văzut? Dar eu mă întreb, brazla profesională nu are comisii de etică, de deontologie? Ele ar trebui, și alea, deciziile acestor comisii pot fi contestate în instanță. Dar cred că aceste regulamente pe etică, deontologie ar trebui să fie mult mai dure și mult mai ușor de aplicat. Păi aici este problema. N-am văzut în acest proiect lucruri de genul acesta, care sunt fundamentale. Pentru că n-am văzut aici o încurajare a profesorului spre performanță. Da, este foarte adevărat. Acum, eu văd ca un corp profesional corpul didactic. Pentru că de-aia aveam și casa corpului didactic, care să elaboreze niște strategii, noi proceduri pentru educație, să se adapteze la dinamica cu care sistemul educațional evoluează. Dar, din păcate, nu funcționează bucăți din sistem. Adică avem partea aia și vă spuneam mai devreme despre consilierea profesională, vocațională, consilierea copiilor, apropo, de ce drum vor lua în viață și în ce sistem educațional vor face față să vor înscrie. Noi vorbim despre această consiliere, o trecem în lege, dar nu există consilieri. Nu avem în țară acești consilieri. Adică avem o mare problemă. Deci, da, cred că, în primul rând, ar trebui investită în resursa umană. Pentru că, e adevărat, avem nevoie de o infrastructură școlară, clase, școli, condiții. Dar cel mai important, gândiți-vă în ce condiții Creangă era educator și a scos de pe mâinile lui foarte mulți copii de calitate. În ce condiții preda Creangă? Eu cred că am depășit momentul ăla. Da, eu sper că l-am depășit. Deși prin unele locuri mai există calul Bălan, să știți. Bun, să nu trecem chiar la calul Bălan, adică trăim într-o societate modernă, dar nici nu trebuie să trecem în extrema cealaltă, copilului se permite orice, oricând, oricum. Da, eu asta vroiam să subliniez, că acest program este frumos, la nivel declarativ este frumos. Pe mine mă interesează aplicarea lui practică. Atâta timp cât, practic, noi vom avea un sistem de învățământ
politizat. Recunoaștem sau nu recunoaștem asta. Asta se întâmplă. Dacă la nivelul de direct. Societatea politizată, adică când vorbim de director de școală numiți politic, inspector școlar numiți politic, asta se întâmplă de 30 de ani. Deci până nu depășim nivelul acesta, nu cred că putem vorbi despre orice proiect de reformă în învățământ. Nu putem vorbi despre performanță niciun domeniu atâta timp cât totul este politizat. De fapt, să nu uităm că toate partidele și-au pus în programul de guvernare depolitizarea administrației, depolitizarea Sistemului Național de Educație, depolitizarea Sistemului Național de Sănătate. Și continuăm pe aceleași principii. Nu știu, avem probleme fundamentale care trebuie rezolvate în societatea românească. Nu știu cine le va rezolva, pentru că în niciun caz partidele extremiste, în niciun caz nici măcar religia nu ne va salva, pentru că reprezentanții bisericilor, indiferent de rit, au exagerat și au îndepărtat copiii de realități, de multe ori au îndepărtat auditoriu prin reprezentanților care de multe ori ne-au demonstrat că nu sunt neapărat niște modele sociale. De foarte multe ori ne-a demonstrat asta. Eu dacă, de exemplu, aș fi fost invitat la acea dezbatere, aș fi pus aceeași întrebare după de la 10 la 10 minute, că din 10 în 10 minute, pentru că știu că n-aș fi primit un răspuns. Aș fi întrebat, domnilor, cum depolitizăm învățământul? Există voință politică pentru depolitizarea învățământului? Pentru că altfel, cum spunea un comentator, am primit un mesaj care îmi spune așa, mă scuzați pentru limbaj, băi Vali, îmi spune, până când nu scăpăm de directori și inspectori politici, nu vom rezolva nimic. Parcă văd că acum se schimbă directorii, mă scuzați, lui Orban cu directorii lui Câțu. După ce directorii lui Orban a venit în locul directorilor lui Dragnea sau cine, Andronească. Adică despre ce vorbim? Educația... Pentru că în România nu funcționează legile, ci cutumele. Și ar trebui să, deci trebuie să existe această cutumă, directorul trebuie să fie la dispoziția inspectorului sau a primarului și primarul și inspectorul trebuie să fie la dispoziția șefului de partid sau a președintelui Consiliului Județean sau, mă rog, după caz. Desigur că n-ar trebui să fie așa, dar pentru asta avem nevoie de directori cu personalitate, de directori bine pregătiți, directori care pot implementa ceea ce se cheamă autonomia școlară. Adică autonomie, dar ea nu trebuie înțeleasă neapărat, să spunem, pe linie politică, la dă-mi autonomia. Nu. Autonomia înseamnă să te adaptezi realităților, să vii cu soluții pentru realitățile imediat din școala ta. Pentru că există probleme specifice fiecarei școli, fiecarei unități de învățământ. Vă dau două exemple, că mi-am adus aminte acum din arhiva noastră de date de la Mesagerul, că am scris despre ele. Era un inspector general școlar în Neamț și a făcut înainte de turul 1 sau turul 2 al unor alegeri, nu mai țin minte exact, o să mă aduc aminte, o întâlnire cu directorii. Știți unde s-a ținut întâlnirea cu directorii? Nu știu, sala de ședință a Consiliului Județean sau... Nu. În inspectorat? În inspectoratul școlar. Și directorii respectivi, directorilor respectivi... Bun, dar poate nu era o temă politică. Era păi nu, era tema de campanie. Și, deci, și s-au cerut niște bani de la fiecare director. Legea interzice, nu mai vorbesc de cerut bani, dar legea interzice spațiului de învățământ în instituțiile de învățământ. Să facă campanie electorală, să aibă loc evenimente politice. Nu se făcea campanie, se discuta cum poate fi sprijinită campania electorală pentru un anumit partid. Și directorii respectivi aveau un grup de discuții și pe grupul de discuții apăreau mesaje, că ele probabil mai sunt acolo stocate în cloud pe undeva. Ci că tu cât ai dat? 10? 10. Și crezi că ne mai cere și la alegerile? Ei, nu cred, că ajunge. Băi, și cum ne cheamă în inspectorat să ne spună chestia asta? Da.
Și lucrurile au mers înainte fără probleme. Vorbeați... E implicat și taxa de grad? Asta e separat. Nu, cred că implica, cred că implica taxa de serviciu de salariu de merit. Era salariul de merit. Noi acum vorbim despre aberații sociale care reale și reale și generale aproape. Viața de zi cu zi, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne gândim și la o reformă a învățământului adaptată la realități. Haideți să vorbim, nu știu, cu cine să vorbim să o adapteze la realități. Să nu fie doar o machiere. Știți, apropo de mandate și de cum când Sfântul Petru a zis că o să fie după mandatul lui România se va schimba. Nu știu, spuneți-mi. E un banc, că cam asta este concluzia. Adică au ajuns la Dumnezeu și au întrebat când se va reforma România și... N-apuci, fiule! A fost americanul, a fost francezul, președintele, a fost Macron și a zis... În mandatul tău, i-a spus președintele Statelor Unite, în mandatul următor, nu în mandatul tău. Și când a fost și președintele României, Dumnezeu i-a spus, domnul președinte, îmi pare rău, dar mandatul meu nu cred că se va schimba. Acum că tot facem bancuri, mi-am adus aminte și eu de unul cu educația timpurie. Apropo, știți care erau organizațiile de tineret pe vremea lui Ceaușescu? UTC, UTC... Șoimii Patriei... Nu, luăm invers. UTC, Pionier, Șoimii Patriei... Noi era UASCR, UTC, adică Uniunea Studenților Comuniști din România, Uniunea Tineretului Comunist din România, Pionierii... Șoimii Patriei, da, mai trebuiau două înființate, erau un proiect, Scutecele Înflăcărat și Embrionul Revoluționar. Apropo de educația aceasta, educația timpurie. Dar să știți că la ei a funcționat partea asta de educație absolut. În sensul în care și-o doreau. Și efectele le avem în momentul acesta în învățământ. Din păcate. Deci, să ne gândim totuși că mereu copiem și pe vremea aia. Și Ceaușescu a copiat din zona liberă, să zic, din țările dezvoltate. Pentru că pionierii erau, de fapt, cercetași. Cercetașii. Lucarul al doilea. Lucarul al doilea, exact. Deci mereu redefinim, redefinim... Rebranduim! Dar nu mă place. Ați văzut că am devenit și eu mai maleabil odată cu proiectul România Educată. Sunt curios dacă aș da un test PISA acum cum m-aș descurca. Cred că rău. Nu. Eu am urmărit aceste teste. Desigur, ele sunt mai flexibile... mai accesibile pentru copii, adică eu nu văd examenele ca fiind nici niște capcane întinse elevilor, eu le prefer cât mai flexibile și examene care să confirme și să reconfirme un nivel de pregătire adecvat societății în care trăim. Știți ce mă înspăimântă pe mine din toată această, din tot acest proiect? Faptul că, pe de o parte, facem niște lucruri și spunem, vom avea profilul acesta teoric, cum se numește el acum, vocațional, tehnologic. După aceea, deci am stabilit niște reguli și pe urmă spunem, da, dar totul va fi extrem de flexibil. Ele vor fi echivalente la un anumit nivel, adică poți să faci transferuri de la, în timpul jocului, de la orice nivel la alt nivel, fără să mai... Dând un examen. Mi-aduc aminte cum dădeau niște colegi de-ai mei examen la latină. Diferență când veneau de la mate fizică la teoretic, cum era, la real, la uman. Când veneau de la și dădea... la teoretic. Nu, de la teoretic, de la, uman. Teoretic la uman. Și dădeau examen în latină. Și era un hai total, vă dați seama,
Totul era, de fapt, stabilit dinainte. Știți, făceau vizite părinții, discutau și se dădea examenul. În proporție de 90%, habar n-aveau niciunul de latină și veneau cu rezolvarea Nostra Patria Est Romania în buzunar, știți? După aia am învățat ubi patria, știți? Au plecat toți la muncă în străinătate. Exact. Deci pe mine mă înspăimântă această posibilitate de încălcarea unor reguli stabilită chiar în lege. Adică nu mai contează, te-ai dus, ai intrat acolo la meserie, că n-ai fost, n-ai dat examenul și n-ai putut intra, dar după aceea te poți duce la liceul respectiv părăsind ceea ce ai început. Adică lucrurile astea deja par altceva. Aici o să vă contrazic. Contraziceți-mă. Deci, mi-aduc aminte și am foarte mulți prieteni acum, dar chiar mi-aduc aminte generația fiului meu. Copiii evoluează și la un moment dat se regăsesc în sistemul educațional fie confortabil, fie neconfortabil și optează pentru alt liceu, pentru alt tip de educație. La fel cum copiii care nu reușesc să termine, să zice, clasa 10-a, clasa 11, nu iau bacalaureatul, deci toți au dreptul la o șansă în plus și la alte opțiuni. Pentru că nu trebuie să fim foarte rigizi. Noi trebuie să asigurăm un nivel minimal de educație, desigur, un nivel de educație pentru supradotați, pentru că ei sunt discriminați. Dacă rămân într-un sistem din ăsta egal, deci egalitate, fraternite e valabil doar în comunism. Am înțeles. Păi să terminăm emisiunea apoteotic cu acest cuvânt. Cu ultimul dumneavoastră cuvânt. Ultimul meu cuvânt e educație, nu comunism. Nu. Am așa o senzație de deja vu când citesc acest proiect și nu un deja vu care să încurajeze. În afară de partea de... Astfel de proiecte, astfel de strategii sunt făcute și pentru acei oameni care chiar își doresc, lucrează și luptă pentru evoluția sistemului de învățământ. Pentru că nu sunt toți profesorii la fel, nu sunt toți inspectorii la fel, nu sunt toți cei din posta casa corpului didactic, că ea va fi rebranduită, nu sunt la fel. Sunt oameni care își doresc să evolueze. Dacă nu le creăm cadrul general, atunci vom rămâne unde suntem. Chiar dacă vor fi, cum spuneați noastră, disperati, doar 20%. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Să sperăm că în 2030 vom face o emisiune în care să vedem că vom avea minim 40% dintre tineri cu studii superioare, 30% din cursurile din învățământul superior vor fi opționale. Nu înțeleg ce ne oprește până în 2030 să facem treaba asta. Și în 2025, aici cred că chiar facem misiune, minim 20% din absolvenții de învățământ superior, licență și master, participă la programe de mobilitate externă. Vă mulțumesc! Da, și în 2030 v-aș ruga să vorbim puțin și despre nivelul pensiei în 2030. Care pensie, care nivel? Bă, la bun. Vă mulțumesc, la revedere, numai bine. Mâna de tot finalul îi aparține lui Bogdan, care va pune un generic și va încheia această prea frumoasă emisiune.